Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dimineața bună să aveți cu Europa FM și să nu vă uitați ochelarii acasă, deși văd că noi ochelariștii avem tot felul de probleme în viață și chiar și dacă ești deținut în Japonia și porți ochelari, poți avea și mai multe probleme în viață, pentru că unui deținut din Japonia i s-a interzis să poarte ochelari, îi dădea un aer amenințător care putea declanșa bătăi. Așa au zis gardienii. Incredibil. Și ochelari avea mai mult. Măi, stai că spun imediat. Este vorba despre închisoarea Tsukigata din prefectura Hokkaido, din nordul Japoniei. Închisoarea asta l-a împiedicat pe respectivul deținut să-și aducă ochelarii de vedere cu jumătate de ramă. Păi sunt, ăștia sunt finuți. Cum? Cu jumătate de ramă. Au doar o bară argintie așa în partea de sus. Da. Și atât. Și cum stau pe față? Ei, au și probabil un suport. Au un suport, da. Și stau doar așa, fără rame. Ce da. Interesant. Da. El își ispășea pedeapsa și, bineînțeles că ăsta a protestat atât de mult încât cazul a ajuns chiar la baroul din acea zonă. Închisoarea a interzis portarea respectivilor ochelari pentru că îi dădeau bărbatului, citez, un aer amenințător care putea intimida alți deținuți și declanșa comportamente indisciplinate, cum ar fi bătăi și intimidări. Te-ai gândit vreodată la așa ceva? Deci, da. Dă-ți deci ochelarii vezi... jos, te rog frumos, când te uiți la mine, exact, cum da. Mă iei da, la bătaie, da. Sau invers, dacă mă mai mă la tine cu ochelarii ăștia... Eu am ochelari de citit și tu ești la distanță mare, așa că s-ar putea să mă uit pe lângă tine, știi? Da, tu ești genul de ochelarist țansoș, Radu scoate, pune ochelarii doar când are de citit, că în rest nu-i poartă. Păi te ia cu amețel dacă te uiți prin ochelarii de citit la o distanță mai lungă decât brațul. Serios? De la purtător, să spun așa, da. Te dai tu tânăr, eu cred că asta nu, este... Nu, astea sunt lentilele, sunt doar și pentru citit. Fără ei? Maximum la un metru. Fără ei să citesc? Da, nu, în general pur așa. Pur lacrimile da. Fără ei. Serios, da? La distanță n-am probleme, de aproape da. La telefon. Da. Asta e. Bătrânețe. Semn de bătrânețe. Da. Da. Vi s-a întâmplat să vă uitați ochelarii acasă? Chiar. Câți ochelariști sunt aici pe frecvența asta? Poate ne salută în dimineața asta pe da, WhatsApp la 0728111222. Și să ne povestiți cel mai mare necaz pe care l-ați pățit fără ochelari. Sau da. Cu ochelari. Sau cu ochelari, uite, da. Se poate lua lumea de tine care îți amenințător. Știi unde e cel mai bun lucru să rupi ochelari? Știi care e cea mai bună metodă să rupi ochelari? Habar nu. Nu știi? Nu. Lasă-i pe pat. Încearcă în seara asta. Ok, să da. Te așezi direct pe ea, am înțeles. Da. Păi nu, pe pat este... Și unde ai pierzi cei mai des? Unde? Pe cap. Pe nas? Pe cap. Ți s-a întâmplat? Da. Că îi ridici pe cap? Ridici ca pe ochelarii de soare, știi? Am înțeles. Dar ți s-a întâmplat să-i cauți câtă vreme ai aveai la... A de vreo 531 de ori. Câtă vreme aveai pe nas, da? Nu pe nas, pe cap. A, pe cap? Da. Nu. Se mai întâmplă să-i cauți când... Aud, prezent, ochelarist la datorie. Bună dimineața. Da. Primul mesaj. Mai bănesc că sunt mai mulți. Ia, povestiți-ne ce întâmplări aveți voi cu ochelarii, când le-ați simțit lipsa cel mai tare sau când nu le-ați simțit lipsa. Nu i-ați mai găsit. Ne-a spus colega noastră, Alexandra, că i-a căutat. Deci un an de zile a pierdut o pereche de ochelari și a căutat-o o zi întreagă în casă, două zile. Nu erau pe cap. A zis că și-a făcut ochelari noi, înțelegi? Dar și intrat într-o chestie de aia, a zis că o apucase de cap și tot spunea, zice, păi, au dispărut, au intrat în pământ, înțelegi? Să fii în casă, îi pierzi în casă. Au intrat în pământ. Se gândea la tot felul de faze cu extraterestri, știi? O apucase un gând din ăsta. I-a găsit după un an, erau pe un dulap. Mă rog, are o explicație ciudățică, așa zice. Cred că când am pus o geantă să fi rămas acolo și i-a găsit după un an de zile timp în care și-a făcut o nouă pereche de ochelari. Uite, eu îmi strângă clanul ochelariștilor de aproape, să știi. Până acum nu mai... Și că la fel de miop sunt și eu. Și ne salută clanul celor care poartă ochelari de aproape. Salutări! O dimineață frumoasă să aveți! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!